Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, în emisie reflector analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre inflație, cauzele acestea și impactul pe care îl poate avea asupra fiecăruia dintre noi. Aceste aspecte vom încerca să le discutăm împreună cu Sergiu Ungureanu, expert economic. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună seara. Domnule Ungureanu, pe parcursul zilei de ieri, tot mai multe instituții media au titrat că Banca Națională a făcut declarații potrivit căreia urmează să fie majorată rata inflației. Cum ar trebui să privească cetățeanul de rând această știre și care ar fi consecințele logice ce urmează a fi în realitate? Deci această declarație ea a venit acum, trebuie să ne uităm în primul rând liniștit la aceasta, nu trebuie acum să facem careva încă concluzii, nu știm foarte pripite. bine, pripite, ce se va întâmpla dar putem, așa spunem, să intuim anumite tendințe. Pentru că dacă se face o asemenea declarație, înseamnă că Banca Națională este un organ reglementator care reglementează ce fac și celelalte bănci. Imediat ce Banca Națională va crește această rată a inflației și băncile vor acționa în, aceeași, în această cunoștință de cauză. Deci vor crește creditele pentru, la dobânzile pentru creditele care sunt acordate și în mod normal ar trebui să crească și și ratele de dobândă care se dau pentru depozitele populației care sunt gajate la bănci. Numai că aceste două vin cu întârziere. Așa s-a creat în Republica Moldova că mai întâi băncile cresc și cresc accentuat aceste costul creditelor. Spre asta este un indicator economic care este foarte bine cunoscut pentru toate țările care se arată și cât de viabilă este economia acelei țări. Dacă creditele sunt foarte scumpe atunci este foarte greu să mobilizezi o anumită sumă pentru a o investi în economia acelei Țări. Iar dacă ele sunt ieftine, cum în alte țări, reflectă și stabilitatea acelei țări. Deci, în primul rând, asta înseamnă că va descrește sau va, se va micșura un pic stabilitatea financiară a țării, pentru că atunci când stabilitatea este mai slabă, atunci și inflația este mai mare. Iar în al doilea rând, imediat după aceasta, încet cu încet vor începe să crească și prețurile la produsele principale, la coșul minim de consum, la servicii, la produsele de bază care noi uh, avem nevoie, însă aceasta nu se va petrece atât de repede, nu atât de accentuat, dacă nu vor mai interveni, poate și alte elemente, alte acțiuni în acest sens. Atunci când vorbim despre inflație, până la urmă, ne-ar interesa care au fost principalele aspecte care au determinat creșterea inflației, pentru că vorbim despre un procentaj mai mare decât cel care a fost prognosticat inițial de către BNM. Deci, inflația ca termen, ca element, ca fenomen economic, nu trebuie să ne sperie. În mod normal, într-o țară, într-o economie care se dezvoltă, trebuie să existe o inflație mică, o inflație controlată, o inflație care nu ar trebui să depășească 5%. Deci, dar în țările ca Republica Moldova, în țările care încă nu s-au stabilizat foarte bine economic și financiar, această inflație este mai mare. Mai rău este situația când apare inflația galopantă sau hiperinflația. Atunci când țara practic își pierde valuta națională și aceasta devine, nu mai este o valută. Deci situația care noi am avut-o la începutul anilor 90, situația care au avut-o și alte țări care au avut aceeași soartă ca Republica Moldova. Deci nu trebuie să ne speriem de cuvântul inflației pentru că chiar și în tratatele internaționale de economie, în școala economică de la Boston, deci se spune că odată la 70 de ani, datorită inflației acestei mici, prețuri practic trebuie să se dubleze. Deci dacă urmărim economiile în mari, economiile statului, Unite, ale Germaniei, deci observăm că acest indice se regăsește, dar poate odată la 50 de ani, prețurile se dublează. Dacă ne uităm la țări precum Republica Moldova, Ucraina, țările vecine, observăm că este mult mai scurtă perioada în care se dublează prețurile, ceea ce înseamnă că este mai mare și inflația aceasta. Se prognozează o anumită valoare inițial, deci, dar de fapt, în realitate, se adevărește că este alta, pentru că nu se întreprind anumite acțiuni economice, nu se fac, nu, nu, nu produce nimic țara aceea ca să aibă o stabilitate financiară. Deci, din această cauză și prognozele inițiale nu corespund cu cele finale și apar și aceste ajustări, deci, ca ajustările băncii. Da, dar am crescut de la 4,3% până la 5,1%, da? Da, deci lucrurile astea acum Într-o banca... perioadă relativ scurtă, de 3, 4, 5 luni până la o jumătate de an. În prima jumătate, deci încă nu a trecut jumătate de da. an și Banca Națională și nu este exclus ca până la sfârșitul anului să mai Acest 1,8% nu este îngrijorător? Este îngrijorător, dar vă spun că nu este încă într-atât de... Deci, în, în tratatele economice și în economia clasică pe care o studiem, inflația periculoasă este cea care trece de 8%, este cea care trece de 10%, deja devine mai... așa, un pic de instabilitate introduce. Acum trebuie să ne uităm nu doar la inflația însăși care este prognozată de către Banca Națională, pentru că, de foarte multe ori, dacă luăm coșul minim de consum, dacă luăm un salariu mediu și puterea de cumpărare a acestui salariu mediu, observăm că creșterea prețurilor acestor coș de consum, acestui coș de serviciu, pentru că trebuie să punem și serviciile de bază ale populației pe care populația le plătește. Deci observăm că acesta crește mult mai accentuat decât inflația prognozată. Deci cam de fiecare dată, dacă o luăm pentru ultimii 5-7 ani, observăm că acest, această inflație reală, inflația care se reflectă în rata de creștere a costului Acelui pachet de produse și servicii față de anul precedent este de fiecare dată mai mare decât inflația prognozată. Deci, dacă se prognozează de la Banca Națională, s-a prognozat uh, 7%, pentru anul trecut acesta a crescut cu circa 12%, deci este mai mare. Deci, uh, nu atât de tare trebuie să ne uităm anume la acea inflație care ni se spune uh, din uh, calcule financiare, dar la acea inflație care rezultă din creșterea uh, costului per uh, general al produselor. Haideți să vedem. Inflația versus activitatea principalilor instituții în stat. Există o interdependență? Este determinată până la urmă inflația de politicile promovate de guvern, parlament, președinție? Sigur că da. Inflația... E un barometru, ca să fiu mai exact? Este un indicator. Nu este, hai să spunem, că unul dintre numai acesta, doar este un indicator principal pentru că inflația constă din câteva elemente de bază. Deci atât activitatea economică a statului, deci puterea economică a sa, stabilitatea economico-financiară a statului, care este și prognozele de creștere economică. Deci la aceste două capitole, la stabilitatea economico-financiară și prognoze de creștere, Republica Moldova stă foarte prost. Deci noi, având un stat în care stabilitatea juridică și economică este foarte joasă, noi nu ne putem uh, organiza astfel o economie care să fie viabilă, o economie care să pună baza pe IMM-uri, pe întreprinderile mici și mijlocii și din această cauză investițiile care vin în Republica Moldova se vor cu o, cu o siguranță mult mai mare cel care vrea să investească în Republica Moldova nu va fi interesat de proiecte care au o, o dobândă de 5-7%, care au o dobândă care în mod normal în țări precum Germania, în țări precum Polonia sau ar fi normal, deci o asemenea dobândă anuală. În Republica Moldova când se vine cu o investiție, chiar și să spunem nu investiții străine, chiar investiții locale, am văzut foarte multe proiecte care dacă este mai puțin de 15-20% practic nu are nicio șansă, pentru că cel care investește vrea cât mai repede să-și scoată banii într-o perioadă de cel mult 5 ani, deci durata aceasta de recuperare a sumelor de investite, deci ca recuperarea să nu depășească acești 5 ani, pentru că dacă depășește atunci nu știi ce se poate întâmpla în acești 5 ani. Se poate schimba guvernul, se poate schimba o anumită reglementare care să-ți ducă afacerea imediat la zero și atunci inflația este dependentă de aceasta, pentru că când este un stat care schimbă foarte des regulile, când este un stat care schimbă cadrul legal, ajustează aceste tarife, aceste cheltuieli, în special crescându-le, deci întreprinzătorii mici și în mijlocii, cei care vor să facă careva afaceri în acest sens sunt presați deci ei sunt interesați ca cât mai repede să-și scoată acești bani și atunci de asemenea creează o presiune asupra inflației, deci vrând să ia cât mai mulți bani înapoi, deci banii aceștia se devalorizează, deci este un mecanism cunoscut în lumea economică Domnule Ungureanu, atunci când vorbim despre inflație, până la urmă, pe înțelesul bănuiesc a tuturor telespectatorilor, ar fi faptul scade puterea de cumpărare. Apare întrebarea firească. Logic, în acest șir de acțiuni urmează o majorare de pensii, de salarii? Sau ar trebui să urmeze pentru a menține la același nivel? O să discutăm un pic mai jos și despre prețuri, modul în care sunt formate și ce s-a întâmplat la noi. Uh -huh. Dacă trăim într-un stat, un stat social, un stat care se vrea, un stat care are grijă de cetățenii săi și în mod normal noi avem o responsabilitate față de acest stat, avem un contract social, cum a fost scris și în diferite tratate, deci și statul are anumite obligații față de noi ca cetățeni, față de cei care sunt și cetățeni și contribuabili până la urmă. În sensul acesta, dacă crește inflația, imediat scade puterea de cumpărare a monedei naționale a și observăm aceasta și prin puterea de cumpărare a salariului mediu sau salariului minim. Dacă luăm coșul de produse care putea fi cumpărat cu un salariu mediu de o anumită perioadă de 10 ani și salariul mediu de acum, observăm diferențe. Dacă luăm coșul mediu care, de produse care putea fi cumpărat spre exemplu la 1000 de lei, deci asta, exercițiul acesta îl poate face fiecare din telespectatorii care ne privesc. Deci să calculeze cât se putea cumpăra cu 1000 de lei cu un an în urmă, cât se poate cumpăra anul acesta. Și dacă poate să-și înscrie aceste lucruri, poate găsește careva arhive de prețuri de date, că se păstrează chiar și în internet, da. deci poate, poate realiza acest calcul. Deci se observă care este inflația reală, pentru că inflația cea prognozată este inflația financiară, deci anume a monetei, dar inflația reală este anume cea care ține de coșul de consum și ține de prețurile, deci puterea de cumpărare a lor. Statul, în mod normal, ar trebui să ajusteze salariile, ar trebui să ajusteze pensiile, ar trebui să ajusteze pachetele sociale pentru cetățeni. Pentru că, având condițiile care se deteriorează, condițiile economice care se deteriorează zilnic, trebuie să avem și contramăsuri. Pentru că, de altfel, lăsăm oamenii aceștia cel puțin la izbeliște, fără niciun fel de șanse. Și, în special, din această cauză vor suferi bugetarii, vor profesorii, medicii, deci practic toți cei care sunt angajați în administrațiile publice, care au un salariu destul de mic și uh, sunt foarte sensibili la aceste creșteri de prețuri la aceste fenomene de inflație, Că până la urmă uh, este foarte important cât costă chiar și acea pâine când ai un salariu de 2000 de lei față de când ai un salariu de 10.000 de lei, precum unii funcționari sau alții cei care fac business sau ce mai fac în Republica. Ca Moldova. Domnule Ungureanu, majorarea ratei inflației ar însemna și devalorizarea leului? Pentru că până la ora actuală leu își menține, cu mici excepții, de 2-3 bani, practic aceeași poziție. Acum se întâmplă ceva straniu pe piața financiară a Republicii Moldova. Rata inflației este prognozată a crește, deci da. chiar și Banca Națională a dat o asemenea apreciere și Banca Națională este instituția care reglementează și controlează acest domeniu. Însă, leul este menținut încă la moment la niște cotații care îi mențin stabilitate, iar față de unele valute el se apreciază. Observăm aceasta zilnic. Lucrul acesta denotă sau faptul că este o menținere artificială, pentru că de foarte multe ori în casele de schimb valutar, chiar și la bănci, observăm că nu mai au lei. De exemplu, seara sau da. deci sunt niște lucruri care sunt prognozate, sunt regizate, așa hai să spunem pentru a menține o anumită sunt exerciții de menținere a unui curs. De exemplu, când cursul are tendințe de a scădea, deci se retrage, se, o anumită valută. exemplu, poate să fie că nu sunt lei, nu sunt dolari, nu sunt euro, și sunt sigur că fiecare din noi cândva am avut asemenea situații, încercând da. să schimbăm valută. Deci lucrurile acestea înseamnă că se așteaptă o schimbare, se așteaptă o schimbare Poate nu atât de bruscă, dar oricum va fi o a, creștere. Nu trebuie să ne speriem de acest lucru pentru că au mai fost și nu sunt acum premize atât de reale ca să apară o schimbare bruscă precum acea care a fost de la furtul miliardului sau deci care au fost mari șocuri economice în, în Republica Moldova. Potrivit datelor pe care le-am obținut noi jurnaliștii, produsele alimentare s-au majorat de la 2,8% în decembrie 2006 la 5% în luna martie 2017. Aceste cifre sunt relevante în contextul în care majorarea prețurilor începe anume de la serviciile de strictă necesitate. Da, este o situație care trebuie să, să ținem cont, trebuie să înțelegem ce se întâmplă. Deoarece în Republica Moldova cei mai mulți cetățeni au venituri mici sau sub media, sub o medie de supraviețuire, cum ar fi normal într-o țară dezvoltată, coșul lor de consum nu constă din produse de lux, nu constă din produse scumpe. Deci, coșul de consum al acestora constă în special din produse alimentare. Produsele acestea alimentare constau în special din. Alimentele de primă necesitate, în care intră o serie întreagă de produse care sunt stabilite și de guvern. Deci, care și Prețurile acestor produse, atunci când ele cresc. Atunci când are loc o creștere, chiar și nesemnificativă, cu câteva procente, lovește în puterea de cumpărare a cetățenilor. Deci, această creștere de preț înseamnă că oamenii vor putea cumpăra mai puține produse de acest tip și, în mod sigur, înseamnă anumite economii sau înseamnă reducerea cheltuielilor pentru alte, pentru alte scopuri. Ce facem noi cu combustibilul? Prețurile la combustibil au accelerat de la 1,6% la în decembrie la 12,5% în martie 2017. S-ar părea, chiar azi dimineață mă uitam la indicii pe care le-au prezentat benzinăriile din țară, s-ar părea că este o stabilitate. E așa, nu e așa? Cum e văzută? Este, știți, o stabilitate care este foarte falsă. Relativă, da? Relativă, amăgitoare. În primul rând observăm că indicele de creștere, anume la carburanți, sunt cele mai, cei mai mari. Deci dacă la alte produse sunt de ordine la câteva procente, aici vedem că este de peste da. 10%. Da. Deci au crescut. Lucrul acesta se datorează un mai multor pricini și un pic contextul internațional, dar nu atât de mult, cât modalității de reglementare. Care de mai multe ori ne-am ne -am expus în, în privința aceasta că este o modalitate de reglementare foarte intransparentă și care va aduce la scumpiri. Dacă la începutul anului 2016, nou investitul premier Pavel Filip venea cu ideea de a micșora cu 10% costul combustibilor, și așa și s-a întâmplat, dând ordin Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică în acest sens, observăm că în modalitatea aceasta de reglementare, când odată la două săptămâni se publică plafoanele maxime de prețuri, asta înseamnă că agenția poate la fiecare două săptămâni să-și revadă acele calcule și se revizuirea acestor calcule are loc în baza unor indicatori din registru PLATS. Este un registru special internațional la care nu toată lumea are acces, pentru că abonarea la acest registru pentru a primi aceste date costă peste 10.000 de dolari. Deci nu cred că fiecare cetățean și ar putea permite un asemenea lucru. Deci nu, nu, și nu toate instituțiile își pot permite acest lucru. Deci Agenția Națională de Reglementare energetic este obligată, conform legii să cunoască aceste lucruri. Deci, aceste cheltuieli le are în bugetate. Deci, în baza unor indicatori, în baza unor registre care nu sunt disponibile la toată lumea, deci noi ca experți uneori nu avem acces da. la toate acestea, pentru că trebuie să plătim pentru aceste date, deci se stabilesc plafoane. Și în două ni se stabilesc aceste plafoane ca surpriză. Deci dacă vă uitați, dacă priviți acest fenomen, observați că de fiecare dată marți, pentru că noile plafoane se afișează pentru ziua de miercuri, deci odată la două săptămâni. Marți, fiecare din șoferi uneori așteaptă, se va scumpi benzina sau se va ieftini. Deci atunci se duce repede la benzinărie să-și ia dacă să facă se va scumpi da. sau dacă se va ieftini, mai așteaptă o zi, două. Și uneori are surpriza că atunci când peste o zi se vor ieftini sau se vor scumpi prețurile, atunci în momentul acela practic ori nu este benzină, ori nu este motorină sau este un nivel foarte redus. Sunt și asemenea surprize. Aici deja uh, acei comercianți se anumite măsuri de economie. Nu sunt foarte cinstite, dar bine, nimeni nu poate controla are sau nu are în acel moment. Poate cu adevărat s-au terminat. Dar uh, este greșită modalitatea de reglementare și poate aici nu este atât de strâns legat această cifră, această scumpire nu este legată atât de strâns de inflație însăși, cât de modalitățile acestea incorrecte și anumite taxe și accize care sunt puse și iarăși care încă nu sunt foarte bine cunoscute și nu sunt transparente. Unde se duc banii acestea de la accize și care sunt care este rolul lor mai departe. Domnule Ungureanu, ajustarea tarifelor la serviciile medicale trebuia să constituie pentru noi, cetățenii, o, o, un semn de alarmă că ceva nu este bine, că va urma în lanț un șir de scumpiri, pentru că așa este perceput în popor. În serviciile medicale, de asemenea, sunt unul din produsele strict necesare pentru fiecare da. cetățean. Este foarte greu acum să calculăm exact cum și în ce cotă acestea intră în coșul minim de consum, dar în mod cert acestea intră. Guvernul de fiecare dată încearcă să ajusteze într-un mod sau altul o anumită să spună că iată, aceste tipuri de servicii vor intra, aceste tipuri nu vor intra, dar scumpirea lor este de fiecare dată privită foarte. Cu îngrijorare de societatea noastră, pentru că cunoaștem că nu avem cele mai, cei mai buni indicatori la nivelul sănătății. Avem și un sistem de asigurare a sănătății care încă este cu multe lacune, observăm foarte multe lucruri care trebuie și pot fi îmbunătățite. Noi, ca țară, ca cetățeni, trebuie să vedem, poate și noi să contribuim cu ce putem să îmbunătățim acest sistem social și sistem de asigurare a sănătății. Pentru că nu este nou normal ca, spre exemplu, să se amendeze cetățeanul care nu a putut să-și cumpere polița medicală care este, se scumpește anual. Și at acum lucrurile acestea sunt chiar destul de reale. Dacă nu greșesc, anii trecuți a fost situația când o persoană a fost chiar închisă pentru că nu a reușit să-și achite polița medicală. Deci sunt niște lucruri care se petrec și nu sunt tocmai bune. Iar scumpirea serviciilor medicale, scumpirea medicamentelor este întotdeauna privită foarte cu îngrijorare, în special de păturile sociale care sunt vulnerabile. Pentru că cine are nevoie de serviciile acestea și cine simte scumpirea lor cel mai mult? Anume pensionarii, anume persoanele în înietate și persoanele care au poate anumite probleme cu sănătatea și nu, nu sunt cei care vor ieși și vor face probleme guvernului. Deci pe acest lucru uneori se bazează uh, guvernul când face anumite modificări de acest tip. Deci, iată care ar fi aici. În Domnule Ungureanu, potrivit uh, datelor. Uh, Prețurile la produsele vegetale s-au micșorat în medie cu 3,5%, iar esențial este faptul că au scăzut prețurile la legumele de câmp, precum varză, 68,8%, ceapă, 65%, morcov, 45,5%. Există o logică, cum trebuie interpretate aceste date reieșind din situația creată? Lucrurile aici au așa dubl spun, aspect, un, un, dubl aspect. Da, un aspect dublu. Deci, pe de o parte, ar trebui să ne bucurăm pentru că la consumator ajunge un produs mai ieftin, care s-a ieftin pe da. diferite poziții, în diferit procentaj. Dar dacă stăm să analizăm ce s-a întâmplat și din ce cauză, observăm că însăși resursele nu s-au ieftinit. Motorina s-a scumpit, motorina este necesară în agricultură, materialul seminal, de asemenea, lucrătorii nu s-au ieftinit forța de muncă, deci nu are premize această micșorare de preț. Și dacă să analizăm de unde a apărut acestea, observăm că este un exces de asemenea la aceste produse. Deci, dar excesul acesta a apărut anume din cauza că prima, nu s-a putut exporta ta. Deci... Um... Produs, producția agricolă a Republicii Moldova, producția agricolă moldovenească, nu a putut fi exportată în piețele tradiționale, la nivelul la care se aștepta. Am avut probleme uh, economice, politice să exportăm în piața din Est, cât și probleme să exportăm în piața din vest, în piața Uniunii Europene, care încă nu ne primește produsele noastre la cantitățile care noi am dorit și la cantitățile care sunt reclamate, că sunt cerute pentru că se găsesc pricini că nu corespund cu anumite standarde, nu au fost crescute așa cum cere standardul acela, nu au fost puși, de exemplu, pentru vie, nu sunt pilonii din anume din lemn și cu funii din nu știu de care. Deci sunt foarte multe lucruri mărunțișuri, parcă noi, cei care le consumăm, nu observăm aceste lucruri, dar cei care se ocupă cu agricultura foarte bine observă. Și atunci când observă că nu au piețele tradiționale, încearcă să valorifice măcar piața noastră internă. Dar să valorifice piața noastră internă, trebuie atunci să micșoreze prețul, pentru că atunci când apare un exces de produse, deja trebuie să micșorezi prețul ca să poți să nu ieși chiar total în pierdere, să-ți scoți măcar care din aceste cheltuieli. Dar lucrurile Acestea, până la urmă, lovesc în agricultori și vom observa că mulți agricultori se vor feri să mai pună accentul anume, pe produsele care s-au ieftinit și vom avea o sinusoidă sau ca așa să în ciclică. Pentru că, dacă anul acesta acestea sunt ieftine, la anul, la producția de care, anul care vine, aceasta va fi o cantitate mai mică, pentru că agricultorii nu se vor mai orienta spre acele produse care sunt mult prea ieftine și s-ar putea să avem o scumpire mai mare, dar. Bine, Ca să facem aici, aici o explicație, poate mult mai lesne. Acest lucru se datorează și lipsii de studiere a pieței de către unii agenții economici? Da, deci agenții economici uneori nu studiază piața ce este cu adevărat necesar în piață. Deci da. fiind niște agenții economici care nu au sute și mii de hectare și uneori nu au nici calificările, nu au, așa să spun, nu studiază foarte mult, nici ministerul nu este interesat să dea anumite lecții, să dea anumite cursuri, cum și ce vom, vom produce la anul și ce. Deci să dea anumite cotații, ce este mai bine. Oamenii se orientează având o cantitate, deci nu atât de mult pământ, se orientează cam știind din anii precedenți. Deci, spre exemplu, a mers foarte bine o anumită cultură, cartoful, fasolea, deci se pune accent pe aceea. A mers foarte bine o altă cultură, se pune accent pe aceea, deci pentru acei mici. Agricultorii mai mari au unele piețe deja bine stabilite, care încearcă să le valorifice, au unele contracte, cei mai mari, cei mai stabili au contract cu magazinul, cu rețelele, de, dar asta sunt, hai să spunem, unități nu sunt atât de mulți care au niște contracte foarte bine stabilite și peste hotare și în Republica Moldova. Deci aceia își mai studiază foarte bine piața, dar marea majoritate a agricultorilor nu o studiază și atunci apare așa un fel de producție haotică care apoi, apoi reglementează piața și prețurile acestea sau în jos sau în sus. Deci, când apare un exces de ceapă sau de cartofi, atunci, în mod normal, acestea se vor ieftini. Sau când vine, vine din import în Republica Moldova anumită producție agricolă, iarăși, aceasta concurează cu producția locală și tatonează prețurile ca acestea să meargă în jos. Deci, le impune ca să se coboare. Sau invers să se ridice. Nici. Domnule Ungureanu, datele pe care ne le oferă specialiștii sunt destul de relevante în contextul următoarei întrebări. În ultima lună a crescut prețul pentru ouă, carne și așa mai departe. Acești indici se datorează sărbătorilor de Sfintele Paști sau vorbim despre -o, o criză, nu știu, relativă în acest segment? Aici, dacă să analizăm da. anume cazul acesta, a avut loc o creștere de preț datorată creșterii cererii. Supra solicitării. Până la urmă, da? Am avut sărbătorile acestea, Pascale, am avut anumite evenimente, deci, deci, sunt legate, de, sunt niște prețuri conjuncturale. A fost conjunctura așa că am ieșit din post și multă lume a încercat cumva să țină postul și a scăzut un pic cererea la produsele da. acestea, iar apoi, de sărbători, când este nevoie foarte mult de aceste produse, de ouă, de carne, de lapte, deci lucrurile au început să fie foarte bine înțelese de cei care le produc și au scumpit prețurile, ca nu putem să spunem că e exagerat, cu, cu mici excepții doar, de, dar le-au scumpit pentru a valorifica acest potențial nu știu, să încercăm acum să luptăm cu ei, să încercăm să le să spunem că uitați-vă, nu este corect să-i amendăm, deci nu cred că ar fi corect, poate și ei au anumite greutăți, sau, dar trebuie să vedem oricum lucrurile astea, să le înțelegem, să le reglementăm ca să nu apară anumite excese, deci ca să nu se dubleze sau să tripleze prețul cărnii. Biroul Național de Statistică zice că în lunile ianuarie-martie ale acestui an exporturile de mărfuri au totalizat peste 528 de milioane de dolari, volum superior celor realizat în perioada corespunzătoare din 2016 cu 26,8%. Piața externă a devenit mult mai liberă, noi producătorii ne-am mobilizat, am făcut eforturi pentru a aduce la rigorile despre care vorbeați dumneavoastră mai devreme? aici... E un fapt îmbucurător? Iată, sunt câteva întrebări într-un alt logic. Este un fapt îmbucurător, dar aici trebuie să vedem cum a fost calculată, Primul, în prima da. întrebare, cum a fost calculată această statistică, căci de multe ori are loc reexportul, deci anumite produse care sunt aduse în Republica Moldova și se reexportă pentru anumite piețe care nu primesc produse direct de la sursă, lucru care se întâmplă uneori și care așa spunem a fost și una din cauzele pentru care noi am avut probleme economice cu piața rusă. Deci piața Rusiei se temea sau organele reglementare de acolo se temeau că să nu apară reexportul. Bine, parcă s-a mai închis lucrul acesta, acum cu Bielorusia tot de, se mai fac unele mișcări din astea. Deci trebuie să vedem dacă nu a avut loc acest lucru. Dar trebuie să mai vedem și un alt fenomen. Până la urmă, unele întreprinderi, întreprinderi din sudul țării, întreprinderile vinicole din Republică, din, multe întreprinderi deja își ajustează producția la cei, parametri care îi cere atât piața din Est, piața din Rusia și deja au ieșit după, din acele interdiști, din acele embargo și deja putem găsi multă producție moldovenească în piața CSI, dar și o cotă de creștere, nu putem spune că de loc nu crește, o cotă de creștere este și în piața de Uniunii Europene. Deci nu atât de rapidă și nu atât de mare cât am putea noi să exportăm, nu atât, dar uh, față de mic ce, micul ce exista, un pic este o, o creștere. La urmă, piața CSI rămâne una, a fi una tradițională. Da, piața CSI, din datele statistice, rămâne a fi una tradițională. Deci peste 56% din toate se duce în lume în piața CSI, pentru că uh, este o piață tradițională în care produsele Republicii Moldova sunt cunoscute, în care produsele moldovenești sunt apreciate, nu sunt necesare ajustări de anumite standarde și nu spun aici că noi nu trebuie să ne orientăm către piața vestică sau către, de ce nu, piața americană sau oricare ar fi altă piață dar nu trebuie să uităm de acele piețe tradiționale care sunt și care aduc venitul Republicii Moldova pentru că vom ajunge altfel în situația când am avut o întrerupere politică din cauza politicii a pieței exportă către piața estică și atunci trebuia autoritățile din Republica Moldova să ne ascultă. cum rezolvăm acest lucru pentru că anume nouă ca țară ne trebuie acea piață nu trebuie să avem o poziție foarte tranșantă foarte așa spunem transigentă față de colegii noștri de, de economie, care sunt Federația Rusă, Ucraina, Belarus, Belorus, Kazahstan, deci țările CSI. Nu trebuie să se regăsească aspectul politic. Să nu trebuie începe? să se regăsească aspectul politic de a ne strica relațiile în baze de vector și de orientare. Pentru că foarte multe ori observam niște discursuri lipsite de logică, lipsite de orice gândire a unor polițieni în Republica Moldova, care prin discursul politic pe care îl aveau și pe care prin care manifestau o totală ostilitate față de piața estică și atunci au urmat unele măsuri și unele lucruri care știm noi că nu au dus tocmai bine în economie. Dar sursa acestor a fost din cauze că nu s-a putut reține de la anumite lucruri și chiar s-a mers cu anumiți pași care nu erau chiar cei mai buni într-o relație economică cu un partener cu care ai o relație de peste 20 de ani, cel puțin dacă luăm de la momentul independenței. Produsele noastre au devenit mult mai competitive? Când zic lucrul ăsta mă refer că noi nu ne regăsim doar în ca export în țările din învicinătate și când zic lucrul ăsta mă refer la România, Federația Rusă, Turcia, Italia ci este îmbucurător că documentându-mă pentru această emisiune am găsit că livrările au ajuns către Irak, Franța, Indonezia, Statele Unite și așa mai departe. Vorbim despre produse mult mai competitive? Vorbim aici că s-au deschis anumite da. piețe care nu erau tradiționale pentru Republica Moldova, dar care încearcă să fie penetrate cu produse din Republica Moldova. Piețele acestea sunt încă noi pentru noi. Trebuie să studiem cum care sunt condițiile acolo de cele mai multe ori sunt doar contracte bilaterale dintre un producător din Republica Moldova și un cumpărător din acele țări. Piețele acestea care au fost menționate de obicei se orientează pentru carne, pentru carnea anume de bovine, de oaie și așa mai departe. Deci niște produse foarte înguste. Pentru ca să răspundem la întrebarea dacă au devenit da. mai calitative sau nu produsele noastre, trebuie să privim și statisticile care au fost cantitățile exportate și care au fost cantitățile care au avut probleme, spre exemplu. Da, cu timpul produsele noastre devin mai calitative, dar aici mai apare și un alt fenomen care trebuie să atragem atenția. Exportul, în cea mai mare parte, se bazează pe întreprinderile mari din Republica Moldova. Lucrul acesta este încurător doar pentru început, pentru că o economie, ca să se dezvolte, poate pătrunde pe anumite piețe, poate întreține relațiile economice cu anumite piețe prin întreprinderile sale mari, dar trebuie să stimuleze și întreprinderile mici și mijlocii, pentru că altfel noi încerc, riscăm să ruinăm micii producători, țăranii, care de asemenea au capacități de producție mari, și noi vom rămâne doar la câteva mari întreprinderi la nord, la sud, la centru țării care vor prolua practic toată piața. Deci, dar accentul se pune pe a diversifica producția și observăm că asemenea modele economice de a diversifica și a pune accent pe producătorii mici se regăsesc foarte bine în Germania, în Spania, în Franța, deci unde producătorii locali au, sunt cunoscuți, de exemplu, cei din sudul Franței sunt cunoscuți foarte bine în Paris, cei din estul Germaniei sunt foarte bine cunoscuți în Berlin și în alte părți. Deci lucrurile trebuie să văzute într-o astfel de manieră că la început se duc granzii, întreprinderile mari care penetrează acele pieți, dar după care trebuie să vii și întreprinderile mai mici care pot să, produc, să dea un produs special, un produs deosebit. Legislația în vigoare permite acestor producători mai mici ca să, să penetreze și ei măcar o parte din piață? Legislația în Republica Moldova, din păcate, la acest sens trebuie ajustată. Noi nu avem încă o strategie. Cu toate că au fost scrise strategii 10 și sute, în cea mai mare parte acestea au fost făcute copy-paste din alte sau din strategiile precedente sau de la alte regiuni, de la alte țări, fără ca să se intre în esență, fără ca să avem exact cât noi putem să exportăm și prin ce metode. Deci, legislația noastră trebuie făcută astfel ca să nu trateze toate întreprinderile la fel. Deci, există, așa spunem, egalitate, dar există echitate. Și când este o întreprindere mai mare, care are și logistică mai bine pusă la punct, și capacități de stocare, și capacități de a încheia contracte cu cineva, deci nu pot trebuie să fie pusă la picior de egalitate cu o întreprindere care are o, și ea capacitate de export, dar nu atât de mare. Dar produsele sunt cele care au ar putea fi ceva inovativ, ar putea fi ceva prin care Republica Moldova să iasă în piețele tradiționale, spre exemplu că atunci când un producător mare s-ar putea să aibă probleme. De ce nu se întâmplă uneori, n-am observat, când piața cărnii, când de foarte multe ori apar anumite lucruri ca anumite boli care imediat spun că nu mai avem voie să importăm sau să exportăm carne de un anumit tip, de porc, de găină sau așa mai departe. Și atunci trebuie să rămânem, să avem altceva, să avem produse alternative, dar să nu ne bazăm doar în mai pe cei mari. Deci pe cei mici trebuie să stimulați, trebuie să ajutate, trebuie să date anumite stimulente financiare și în special vamale. În un... acest context, vreau să vă întreb, Republica Moldova, care este considerată până la urmă a fi o țară agricolă, avem noi cu ce unii mândri pe plan extern? Nu știu, în afară, când vă întreb acest lucru, mă gândesc în afară vinului care vrem, nu vrem, este cel care ne reprezintă. Nu știu, avem produse farmaceutice, avem accesorii, îmbrăcăminte, nu știu, încălțăminte și așa mai departe. Ca țară care vrem să fim cunoscuți, este ce bine. Ce ieșim? Ce propunem? cel mai mult se propune vinul. Deci Republica Moldova face accent, există programe de stat ca să arătăm că Moldova este o țară vinicolă. Dar dacă plecăm la vest și plecăm mai departe așa să vedem unde putem găsi nu observăm o cotă atât de mare a produselor vinicole moldovenești. Nu este încă atât de bine cunoscut vinul din Republica Moldova. Este un produs care abia începe și eu sper ca să ajungă la cotele de recunoaștere internațională în Uniunea Europeană există producători deja consacrați de, din, precum cei din Franța, cei din Italia, care deja au niște piețe tradiționale și care le țin foarte bine. Și este foarte greu să pătrunzi pe piața cuiva, mai ales când ai de-a face cu producători care au foarte bine pusă la punct și logistica și marca și marketingul. Totul este foarte bine aranjat. Și venind un producător din Republica Moldova, care aici la noi în Republica Moldova se socoate mare și nu știu, deci foarte puternic, ajungând pe o piață de aceea, el nu mai este deloc atât de mare și nu mai este față de granzii care sunt acolo. Dacă să ne uităm la piața, este că încă s-au păstrat anumite branduri care, cu care Republica Moldova în domeniul vinicol încă poate, poate exporta și este foarte bine cunoscut. De ce să nu uităm, ce nu amintim aici buchet Moldavei, Cagorul, alte. Da, alte care le face publicitatea. da. doar ca să știm, pentru că orice, hai să spun de la Moscova la Vladivostok, când spun câteva... Spuneți-ne, vă rog, astăzi, în contextul în care vorbim despre aspectul politic, ca să revin și la ceea ce discutam la începutul acestei emisiuni, inflație, aceste fenomene sunt determinate până la urmă de încetarea investițiilor? Um. O economie, ca să se dezvolte, are nevoie de, de, a produce ceva. Iar ca să produci ceva, poți să produci sau pe liniile existente, sau trebuie să investești, să construiești linii și capacități noi de producție. Din păcate, în Republica Moldova, capacitățile de producție care au existat și care au rămas din perioada sovietică au degradat. Unele din ele au fost renovate, între timp au mai fost, dar oricum nu avem capacități la asemenea nivel cum existau, spre exemplu, la anul 1990, dacă să facem ca an de referință treptat acestea au degradat și dacă să ne uităm la statistici, doar circa 22% din capacitățile existente atunci au mai rămas active și au mai rămas și acestea încă sunt în mare parte cu un statut juridic neclar sau sunt, hai să spun, dacă din punct de vedere tehnologic încă funcționează, din punct de vedere moral sunt deja învechite pentru că sunt tehnologii care produc același produs, dar mult mai rapid, mult mai eficient. Cu toate că încă tehnologia aceea funcționează. Deci noi suntem încă deci avem nevoie de a investi. Iată aici, dacă ne uităm la acele investiții sau acei bani care vin în Republica Moldova, pentru ce ei vin. Avem investiții care. Sunt direcționate sau nu sunt deloc controlate de stat, dar se duc în sectoare neproductive, precum comerțul, precum anumite reforme sau lucruri din asta. Deci nu se duc spre a produce ceva, spre a instala linii de producție care până la urmă vor da bani, vor produce mai mult și mai mult bani în viitor. Domnule Ungureanu, nu am aceste cifre, chiar vreau să le aflu de la dumneavoastră, în, poate în această emisiune, raportul import-export. Al țării noastre, care sunt indicii, până la urmă vreau să ajung acolo. Este protejat producătorul autohton? Pentru că deseori noi asistăm la niște discuții mai mult sau mai puțin sterile. Când mergem, nu știu, la un agent economic sau la un market și producem ceva, în market este altceva. Mă refer acum, probabil, primul gând care mă duce e cazul roșilor. În cazul în care. Și Republica Moldova e considerat pe bună dreptate, spuneam ceva mai devreme, țara agricolă, avem roșii de import. Lucrul ăsta se întâmplă și, din păcate, se întâmplă din cauza că nici producătorul autohton nu este susținut la nivelul la care trebuie ca să poată să crească acele roșii sau dar nici nu sunt puse anumite taxe de protecție la, sta... la intrarea în In Republica Ară. Moldova. Nu sunt puse anumite strategii ce avem nevoie să importăm și ce nu, spre exemplu, din bine la ananaș, la citrice, la nu ar trebui acestea nu cresc și în Republica Moldova și nu ar trebui să ne facă probleme. Dar atunci când observăm că anumite produse care cresc și în Republica Moldova și sunt importate deci, la capitolul acesta, bine, este foarte greu de spus pe fiecare produs, pentru că la fiecare produs care a fost menționat, mere, roșii, produsele din roșii, sucuri și așa mai departe, sunt diferiți indicatori care arată importul și exportul. De exemplu, la sucuri noi avem, un, avem mai mult export decât import. Deci aici cât, s-au normalizat lucrurile. Deci Republica Moldova apare ca un producător. Dar sunt la capitolul precum fructele și legume Aici noi importăm mai mult, deci cu 20-25% mai importăm mai mult decât exportăm. Deci, și acesta este un lucru foarte trist, cel puțin pentru Republica Moldova, care nu le exportă, dar importă aceste lucruri. Și un al doilea lucru care este, ne interesează că. Nu se pune accentul de a exporta produsele prelucrate, dar se exportă produsele neprelucrate. Deci, este mult mai economic și mai fezabil să exporti deja roșiile prelucrate într-un gem, în pastă, în, în cerneală. O, o altă formă. Sau fructele care sau. Deci, toate aceste produse care, adăugându-le o valoare, produc, având linii de producție în Republica Moldova, ceea ce discutam mai înainte, cu importul anumitor echipamente care ar produce ceva. Deci, noi trebuie să exportăm deja produsele prelucrate. Atunci le exportăm nu cu 2 lei kilogramul, dar cu 7-8 lei kilogramul deja produsul prelucrat. Și această valoare adăugată rămâne în economia care a produs-o. Deci noi trebuie la aceasta să ne orientăm acum. Domnule Ungureanu, ultima întrebare din cadrul acestei emisiuni. Colegii din regie ne-au transmis o informație potrivit că la această oră în care realizăm această emisiune, de fapt a fost votată în prima lectură proiectul de lege privind modificarea sistemului Electoral și este vorba de cel unii nominal întrebarea mea se leagă orecum de ceea ce discutam un pic mai mai devreme interdependența asta dintre aspectul politic versus cel economic ar putea aduce cu sine o instabilitate economică nestabilitatea politică. În mod cert, o instabilitate politică aduce și o instabilitate economică, pentru că o economie care are o clasă politică, care încă nu este foarte bine stabilită ce își dorește de la această țară și nu uh, duce economia spre o dezvoltare, duce la ceea că economia aceasta nu este atractivă pentru niciun investitor, atât nici pentru investitorii locali, care dacă adună anumite sume, se stăruie să nu le investească aici, dar să le exporte, să le ducă în anumite bănci unde să le știi că sunt în siguranță, cât și pentru producătorii externi sau investitorii externi care vor uh, evita să vină în Republica Moldova sau vor veni, dar vor veni în baza anumitor scheme de corupție sau în baza anumitor calcule care să le dea un extra venit și foarte repede, pentru că în orice caz, în orice moment, se poate schimba situația și atunci vei pierde. Deci, acest element, iată, astăzi, că s-a votat un, în prima lectură. Un primă lectură un proiect de lege care este total inacceptat de către populație și este împins uh, prin media servită unui anumit partid politic și uh, practic ne este impus nouă, deci are foarte multe lacune și foarte multe carențe, iar își duce la o destabilizare politică, o destabilizare politică care până la urmă se va reflecta și într-o destabilizare economică. Deci, iată Domnule ceasă... Ungureanu, cu părere de rău timpul acordat pentru această emisiune s-a scurs mult prea repede, vă mai aștept și cu alte ocazii în cadrul studioului Reflector Analitic. Stimați mulțumesc. telespectatori, în numele întregii echipe, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. O seară bună alături de Accent TV. Pe curând!